Bună ziua! Bine ați venit la conferința de presă organizată de Inspectoratul Școlar Județean Neamț cu ocazia promovării olimpiadelor naționale și internaționale, care vor fi organizate în județul Neamț începând de săptămâna viitoare. După cum știți, încă din decembrie a început competiția pentru selecția elevilor care vor participa în loturile naționale. Avem toate loturile complete, câteva sute de copii din Neamț vor pleca în România în diverse centre de evaluare, iar noi vom avea onoarea de a găzdui trei olimpiade, două olimpiade naționale și o olimpiadă internațională. Detalii despre fiecare olimpiadă în parte veți primi de la colegii mei, profesorul Valentin Teodorescu, inspector școlar disciplina limba franceză, care se ocupă de olimpiada națională de limbi romanice, de la colega mea, doamna inspector Ungureanu Florentina, inspector informatică, gazdă pentru olimpiada internațională de informatică, și colegul meu, Mihai Josan, inspector religie, care va fi gazda pentru Olimpiada Națională de Religie, imediat după Paște, în prima săptămână, săptămâna luminată. Domnule inspector general? Da, mulțumesc, doamne inspectoare Preda, și cu această ocazie aș vrea să accentuez faptul că vom relua tradiția conferințelor de presă, conferințe de presă organizate sub această nouă organizare pe care o avem în inspectorat, cu doamna inspector Preda, purtător de cuvânt, și care și-a luat rolul foarte serios și foarte profesionist. Așa cum ați observat, aveți comunicatele de presă care sunt afișate pe site-ul ISJ-ului, la rubrica Comunicate de Presă, și iată, avem și prima conferință de presă pe care o facem. În secret pot să mai spun că mai erau pregătite vreo două, trei declarații de presă, dar contextul și conjunctura au făcut să ne oprim la aceste forme de exprimare. Suntem conștienți de faptul că organizându-se la Neamț aceste olimpiade naționale, se atestă de fapt valoarea școlii nemțene. Școala nemțeană este o școală de elită. Credeți-mă, sunt mândru că fac parte de acest sistem, în această zonă educațională, și întotdeauna când mă prezint, sunt ca fiind inspector general de Neamț, sunt apreciat pentru munca pe care ai noștri colegi, profesorii, cadre didactice, o muncă pe care aceștia o fac în teritoriu. Aș vrea să vă spun multe despre acest subiect. O să rog însă pe doamna Preda să preia coordonarea acestei activități și să vedem exact cum, ce noutăți au colegii mei pe cele trei care sunt patru la mine, olimpiade. Patru care sunt șase, care sunt opt. Da, ca să ne explicăm, noi spunem olimpiada de franceză, dar de fapt este olimpiada de franceză limbi una romance. Și apoi de limbi romance a doua, iar în cadrul limbilor romance sunt, avem, trei limbi, sunt trei limbi, deci dar trei olimpiade. Da. Doamna Preda? Mulțumesc, domnule inspector școlar general. Îl invit pe colegul meu, inspectorul Teodorescu, să vă dea detalii despre olimpiada de limbi romanice. Mulțumesc, domnule inspector general, mulțumesc, doamna inspector Preda. După cum spunea domnul inspector general, Olimpiada Națională de Limbi Romanice se referă de fapt la două olimpiade. Avem mai întâi Olimpiada Națională de Limba Franceză, dar și Olimpiada Națională de Limbi Romanice, Italiană, Spaniolă, Portugheză. Deci observăm că sunt patru materii, patru limbi străine implicate în aceste două olimpiade. Olimpiada Națională de Limbi Romanice va avea loc săptămâna viitoare, în perioada 18-22 aprilie. Sunt implicate două colegii naționale ca centre de concurs. Limba franceză va avea loc la Colegiul Național Petru Rareș, iar Olimpiada Națională de Limbi Romanice, Italiană, Spaniolă, Portugheză la Colegiul Național Calistrat Hogaș. Este un număr destul de mare de participanți, e vorba de aproximativ 550 de elevi din toate județele țării și, bineînțeles, București, de la clasa a 7-a la clasa a 12-a,
și pe fiecare clasă și pe fiecare limbă, desigur, sunt două nivele. Nivelul normal, cei care au câte două ore pe săptămână, și nivelul intensiv bilingv, cei care studiază mai profund aceste limbi, și, bineînțeles, vor fi diferențe la nivelul subiectelor. Copiii de a 11-a și a 12-a vor susține, pe lângă proba scrisă, vor susține și o probă orală. Cei 550 de copii vor fi însoțiți de aproximativ 63 de profesori însoțitori. Sunt județe cu loturi mai mici însoțite de un singur profesor. Loturile mai mari vor fi însoțite de 2 sau chiar 3 profesori, sau la nivelul Bucureștiului, unde sunt numai puțin de 83 de copii, vor veni 7 însoțitori. Acestora, elevilor și profesorilor însoțitori, li se adaugă, bineînțeles, membrii Comisiei Centrale, comisia formată din profesori universitari, sunt chiar 9 profesori universitari în calitate de președinți, vicepreședinți ai comisiilor, dar și profesori, colegi inspectori, colegi profesori din țară, membri evaluatori la cele 4 materii. La nivelul cazărilor, fiind un număr destul de ridicat de persoane, am apelat la campusurile Colegiului Tehnic Gheorghe Cartianu, respectiv Colegiul Național de Informatică. La Cartianu vor fi cazați aproximativ 460-470 de copii și însoțitorilor, iar la informatică 150 de copii și însoțitori. La informatică am ales să stea 3 județe care sunt cele mai mari, 3 județe, București, Cluj și Constanța, unde este numărul cel mai, pentru a sta totuși împreună. Comisia centrală va fi găzduită de Grand Hotel Ceahlău. La nivelul programului, în ziua de luni, dai voi începe totuși cu sosirea doamnei Manuela Delia Angel, inspectoarea generală din cadrul Ministerului, de la Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, cea care coordonează la nivelul Ministerului. Dumnea ei va sosi încă de mâine, însoțită de președinții pentru... Ea, doamna Angel, este și președinta la franceză și va fi însoțită și de președinții de la italiană, spaniolă, portugheză. Doamnele vor veni, spuneam, începând de mâine seară, duminică urmând, ca domniile lor să viziteze centrele de concurs și spațiile de cazare. Ziua de luni, 18 aprilie, va fi dedicată sosirii participanților, sosire care va avea loc pe parcursul întregii zile, mai ales după amiază, începând cu ora 12 până spre miezul nopții, vor tot sosi copii, profesori însoțitori, membri ai Comisiei Centrale. Tot luni, la ora 16:30, la sala Calistrat Hogaș a Consiliului Județean, va avea loc festivitatea de deschidere, unde vor fi invitați, bineînțeles, participanții, membrii Comisiei Centrale, dar și autorități ale județului, ale municipiului Piatra Neamț și ale județului. Marți este deja prima probă, proba scrisă, dimineață, la cele 2 centre de examen. Între orele 10-12 copiii de a 7-8 de gimnaziu, 10-13 copiii de liceu. După amiază, deja va începe corectatul, da? Evaluarea efectivă a lucrărilor. Miercuri va fi proba orală. Spuneam mai devreme că în această probă orală sunt implicați doar copiii de clasele a 11-a și a 12-a. Proba orală este o probă complexă care vizează atât evaluarea capacităților de receptare a unor mesaje vizuale și auditive, cât și producerea lor. De aceea se va întinde cam pe toată ziua. Joi se va finaliza evaluarea, la amiază se vor afișa rezultatele inițiale, după amiază se vor depune și corecta eventualele contestații, urmând ca seara de joi să se afișeze rezultatele finale. Vineri, începând cu ora 9:30, este o mică diferență acolo față de programul inițial pe care am anunțat-o. La 9:30 va fi festivitatea de premiere și în jurul amiezei această activitate se va încheia.
am spus deocamdată doar programul legat efectiv de concurs, însă în timpul acestor zile în care copiii și profesorilor vor fi aici, le-am prevăzut și alte activități menite să îi ajute în primul rând să cunoască județul nostru. Astfel, marți, după amiaza, copiii vor face un tur al orașului, vom avea acces la muzeele din oraș și vor fi însoțiți, aici chiar vreau să subliniez și să mulțumesc, prin intermediul dumneavoastră, o să o fac și direct, avem în jur de 70-80 de elevi voluntari din cele două licee, de la Hogaș și de la Rareș, care îi vor însoți pe copiii din țară, îi vor, să spunem, le vor face un program prin orașul Piatra Neamț. Miercuri, în timp ce cei de a 11-a și a 12-a vor avea proba orală, ceilalți, a 7-a, 8-a, 9-a, 10-a, vor vizita orașul Târgu Neamț cu Cetatea Neamțului și Casa Memorială Ion Creangă. La Cetatea Neamțului vor fi întâmpinați, cred că deja știți, de străjerii de acolo, care le vor asigura și un program medieval, să spunem așa. Joi, bineînțeles, ca să nu uităm cei de a 11-a, 12-a, îi vom invita pe cei mari să viziteze Cetatea Neamțului. Ei va trebui să vină mai repede pentru că se vor afișa rezultatele la amiază. Joi dimineață, pentru cei care vor rămâne în Piatra Neamț, sunt prevăzute piese de teatru, ateliere de teatru și alte momente artistice la colegiile organizatoare. Acesta ar fi programul în mare, bineînțeles, este o activitate, cum vă spuneam, extrem de complexă și nu am fi putut să o realizăm și să o pregătim așa cum trebuie, fără sprijinul Consiliului Județean Neamț, Consiliului Local Piatra Neamț, dar și Consiliilor Locale Roman și Târgu Neamț. Bineînțeles, am avut sprijin și de la unii sponsori. Nu sunt chiar toți trecuți aici, au mai apărut, să spunem, ei vor fi actualizați pe site și dacă tot s-a deschis, acesta este site-ul oficial al... Pentru sponsor, dacă mă orientați dumneavoastră, pentru că nu-mi dau seama unde e. Mai jos, sunt mai jos ei. Așa. Mai jos ca... Dar puteți să și nominalizați. Da. Aici este într-adevăr, vom reactualiza Consiliul Județean și primăriile, sunt de fapt parteneri, nu sunt sponsori, vom remedia această situație. În rest avem Asociația Profesorilor Română a Profesorilor de Limba Franceză, filiala Neamț, Raiffeisen Bank, Asociația Adiflor, editura Polirom. Ca edituri vor mai fi prezente, chiar ieri și în dimineața asta am mai primit telefon de la edituri care vor fi prezente, Centrul de Carte Sitca, editura Nomina. Sunt edituri care vor avea chiar standuri de prezentare de carte la cele două colegii în timpul probelor. Asociația Leroane din Rouen, Franța, Asociația de Prietenie Piatra Neamț, Rouen, Piatra Neamț, SC Ardealul SRL, SC Adridan, pardon, SRL Piatra Neamț, CTC Trei Brazi SRL. Site-ul a fost creat de elevi de la cele două colegii. Vedeți, este un site la care chiar ținem foarte mult și vreau să vă spun că am avut ecouri de la inspectori, colegi din țară și de la profesori, însoțitori, care au lăudat site-ul. El va fi, bineînțeles, actualizat pe întreg parcursul, da, pentru că aveți acolo, este regulamentul, sunt participanții sunt deja pe site, la fiecare dintre cele patru limbi, membrii Comisiei Centrale, programul, cazările, unde sunt cele două campusuri, subiectele și baremele vor fi, bineînțeles, actualizate în momentul în care vor... Mi-a plăcut foarte mult amplasarea hărților, da? Subiectele, baremele, rezultatele. Avem și fotograf oficial care vor încărca galeria și contactul cu cele patru licee și, bineînțeles, adresa inspectoratului, pentru că cam atât despre, ar mai fi multe de vorbit, sperăm într-o... Au trecut 22 de ani de când a fost o ultima olimpiadă de franceză, pe atunci era doar franceză,
Și iată, după 22 de ani, Olimpiada de Limbi Romanice revine la Piatra Neamț, ceea ce este o recunoaștere a rezultatelor bune și foarte bune pe care elevii nemțeni le-au avut la Olimpiade în acești ultimi ani. Mulțumesc, domnule inspector Teodorescu. Îl rog pe colegul meu, domnul inspector Josan, să ni se alăture. Poate chiar ar fi bine să vin aici, ca să fie mai aproape de microfon. Luați scaunul general. Nu mă să stau. După nici o săptămână de pauză, după Sfintele Sărbători, în săptămâna luminată, avem Olimpiada Națională de Religie. Da, ne bucurăm să ne întâlnim în acest cadru, să spunem, de prezentare a unor evenimente care se vor derula la nivelul județului Neamț. Cineva spunea că dacă avansezi cu încredere în direcția visurilor tale, vei avea succese neobișnuite în vremuri obișnuite. Asta, practic, vine să prefaceze, să spunem așa, un anumit tip de definiție a unei olimpiade, a concursurilor școlare, care nu sunt altceva decât, să spunem așa, în viața unui tânăr și în viața unui maestru, decât o reconfigurare a unui traseu, un semn a unui parteneriat între un elev ocupat de o anumită disciplină și un profesor încărcat de vocația de a da mai departe. Desigur, avem onoarea să anunțăm organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale de Religie, Cultul Ortodox pentru seminarii teologice și licee teologice. Credem noi că este și o aniversare și că în viața fiecărui om o aniversare este însoțită de o sărbătoare și spunem că e o aniversare pentru că fiecare moment este însoțit de un anumit tip de simbolistică. De la locul unde se desfășoară, mă refer la seminarul teologic ortodox Veniamin Costache, care, iată, este încărcat de ani și a împlinit 160 de ani. Iată, un alt moment simbolic este cea de-a 20-a ediție a Olimpiadei Naționale de Religie, Cult Ortodox pentru seminariile și liceile teologice, care se desfășoară, iată, pentru prima dată în județul Neamț. Iată, aceste încărcături, să spunem, simbolice, aduc după ele și un angajament, de data aceasta nu este un angajament simbolic, al Ministerului Educației și Educației Naționale și Cercetării Științifice, care în adresa înaintată Inspectoratului Școlar a menționat tocmai onoarea de care se bucură acest eveniment și se recunosc practic rezultatele obținute de elevii nemțeni la nivel național și internațional și promovează și se promovează prin acestea nu numai excelența în educație, dar și competența și implicarea colectivului care își desfășoară activitatea în această instituție. Spuneam că această activitate, această olimpiadă complexă se va desfășura în perioada 4-7 mai 2016. Vor participa sau sunt așteptați 150 de elevi din toate județele țării, inclusiv din municipiul București, 48 de profesori însoțitori și 20 de membri ai Comisiei Centrale. Implicarea, v-am spus,
nu este doar emoțional, este o implicare activă. Remarcăm și subliniem multiplicarea efortului depus de Consiliul Județean prin ajutorul constant și prin promovarea acestui eveniment și a obiectivelor care fac parte din activitățile extra, să spunem așa, programului, să spunem, dedicat concursului. Zilele dedicate acestei olimpiade vor debuta cu data de 3, când se va constitui Comisia Centrală, care va elabora subiectele, apoi în data de 4, la ora 17, se vor organiza festivitățile de deschidere a evenimentului. Pe data de 5 va avea loc proba scrisă, urmată apoi de vizitarea obiectivelor din zona Târgului Neamț. Apoi, pe data de 6, vor avea loc publicarea rezultatelor, urmate de contestații sau eventualele contestații. Apoi, timpul va fi, să spunem, dedicat prezentării, explorării, valorificării potențialului religios, cultural, spiritual al zonei Târgului Neamț. Vreau să spun că acest moment va fi încheiat prin premierea participanților și, desigur, prin analiza desfășurării sau roadelor acestui eveniment. Spuneam că este, dacă am început cu acest act simbolic al unei să spunem așa, sărbători, el se încheie totuși și cu un act alt simbolic, pentru că nu întâmplător este aleasă această locație, dacă greșesc, acest loc, să spunem așa, în care se întâlnesc cultul și cultura, biserica și școala, sufletul culturii și cultura sufletului, rememorând sau recreând un moment, să spunem, de sărbătoare cu profunde semnificații. Colegul meu este mai aproape, să spunem așa, emoțional de începutul olimpiadei de limbi romanice. Noi mai avem un pic până acolo și de aceea avem și noi un site care, la care se lucrează acum la designul său. El se va încărca pe site-ul ISJ foarte curând, probabil săptămâna viitoare, și veți găsi permanent informații care să vă umple eventualele curiozități sau eventualele, să spunem așa, acțiuni de documentare legate de desfășurarea acestei olimpiade. Vreau să mulțumesc și eu celor implicați, celor mari și celor mici, celor de aproape și celor de mai departe. Și am să încep cu implicarea Consiliului Județean, apoi am să-i amintesc aici două instituții direct implicate. Este vorba despre Mitropolia Moldovei și Bucovine și Arhiepiscopia Romanului și Bacăului și o mulțime de parteneri educaționali. Iarăși am să-i amintesc aici Primăria și Consiliul Local al Comunei Vânător și Primăria și Consiliul Local al orașului Târgu Neamț.
Desigur, am să mulțumesc și elevilor voluntari, ați observat, pentru că activitățile sunt diverse, ele se desfășoară și se demultiplică în diferite, să spunem așa, realuri tematice, culturale, spirituale și așa mai departe, și necesită implicarea unor colegi de-ai noștri, a unor elevi, și iată că sunt foarte mulți tineri elevi voluntari și cred că această acțiune de voluntariat va crea și o anumită, să spunem așa, cum se cheamă asta, simpatie cu ce facem noi sau contaminare de aceste acțiuni legate de olimpiadele școlare. Credem că implicarea noastră, implicarea dumneavoastră, colportarea acestui eveniment va duce la o reușită totală și va crea pentru cei care ne vizitează momente de neuitat și vor duce cu ei, vor duce în inimile lor câte o bucățică din locurile pe care le-au văzut, le-au timpul pe care l-au trăit aici și vor duce mai departe bucuria, speranța și încrederea că ne vom reîntâlni și vom ajunge întotdeauna la așteptările pe care și le doresc fiecare și ne le dorim și noi. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, domnule inspector Giosan. Așa cum este necesar unei acțiuni cu caracter internațional, și mă refer aici la Olimpiada de Informatică, ne-am decis să începem promovarea acestui eveniment încă din acest moment. Evenimentul acesta va avea loc în luna iulie. Asta nu înseamnă că până atunci nu vom avea nevoie de sprijinul dumneavoastră, deoarece rangul unei olimpiade internaționale aduce în spate mult mai mult efort și mai multă muncă. Mă invit pe doamna inspector Florentina Ungureanu să vă dea detalii despre Olimpiada de Informatică a Europei Centrale. Vă rog să veniți aici și vă ajut. Nu, pentru că eu știu unde sunt informațiile respective. Lansez și eu astăzi pentru prima dată site-ul Olimpiadei. Deocamdată este accesibil cu parolă, pentru că, știți foarte bine, suntem cu mult înaintea perioadei de desfășurare, dar în același timp, fiind competiție internațională, în câteva zile el va deveni accesibil tuturor, astfel încât țările care vor participa la competiție, dar și cei care își doresc să participe, să poată să acceseze site-ul nostru cu informațiile despre concurs. Câteva cuvinte despre Olimpiada. Olimpiada Europei Centrale și-a găsit, să spunem, începuturile într-o inițiativă a țării noastre. Pe atunci, domnul profesor doctor Stelian Niculescu, discipolul lui Grigore Moisil și la momentul acela inspector general în Ministerul Educației, împreună cu doamna profesor universitar dr. Clara Ionescu, a avut o întâlnire cu țările care sunt membri fondatori, și anume Croația, Cehia, Germania, Ungaria, Polonia, România și Slovacia. Și prima ediție a acestei competiții s-a desfășurat la noi în țară, la Cluj-Napoca, după cum spuneam, la 5 ani după nașterea Olimpiadei Internaționale în 1994. Suntem astăzi la 23-a ediție și onorați să aibă ca și site al competiției, deci în sensul de locație, orașul nostru și județul Neamț, considerând astfel că pe lângă o recunoaștere a rezultatelor obținute la informatică de către elevii județului nostru, este și o recunoaștere a muncii tuturor profesorilor din județ, sprijiniți evident de toți partenerii educaționali și mai ales de către Inspectoratul Școlar Județean Neamț.
Chiar dacă acolo vedem doar 7 țări, trebuie să încep prin a spune că în fiecare an țara gazdă participă cu 2 echipe, deci 8 echipe, și de aceea la participanți deocamdată veți vedea la echipe imediat, la echipe doar aceste țări. Ministerul Educației este cel care transmite invitațiile oficiale către alte țări și știu sigur că invitații oficiali sunt Slovenia, care are un statut special pentru că a trecut pe rând din calitatea de membru permanent în calitatea de membru al acestui club, ca să spunem așa, al Europei Centrale. Și pe lângă ei, invitația anul acesta vor fi Moldova, Elveția și Bulgaria, cu care avem parteneriate, deci colaborări și schimburi de loturi în cadrul unor competiții internaționale. Acești invitați vor apărea pe site în momentul în care se confirmă la nivel oficial participările echipelor țărilor respective. Cred că e cazul să mai spun că România a mai fost gazdă de asemenea ediției din 1997, care s-a desfășurat tot la Cluj-Napoca, și acelei din 2007 și acelei din 2009, care s-a desfășurat la Târgu Mureș. Acum există un regulament în ce constă această competiție. Probele propriu-zise sunt individuale, probe de programare. În 2 zile de competiție, elevii primesc probleme de algoritmică pe care trebuie să le rezolve pe calculator. Evaluarea se face exact în timpul desfășurării probei, astfel încât la sfârșitul celor 4 ore de concurs, elevii deja știu cu ce punctaj au ieșit, iar îndrumătorii lor știu deja și clasamentul, pentru că el este actualizat pe parcursul desfășurării competiției. Evident că vom începe cu cu o primire a participanților. Deja programul este în formă de draft, pentru că vom mai asigura și alte activități. Ca și zi de primire este ziua de luni. În momentul în care unii vor sosi de duminică sau mai devreme, vom asigura un program pentru fiecare echipaj în parte. Ziua de marți este destinată familiarizării elevilor cu echipamentele pe care se vor desfășura probele. Proba se va desfășura la Colegiul Național de Informatică din Piatra Neamț. Ei vor merge acolo și vor avea o probă de antrenament în condiții similare probelor de concurs. În după amiaza zilei respective, la sala Calistrahoga și a Consiliului Județean, festivitatea oficială de deschidere a competiției, urmat de o cină, iar membrii juriului, mai precis pentru fiecare țară, cei doi lideri, vor participa în seara zilei de marți la traducerea subiectelor puse la dispoziție în limba engleză de către comisia organizată în cadrul țării noastre. Deci subiectele se propun de comisia noastră. Există pe site deja un call for task. Profesorii din România sunt invitați să propună până la data de 1 mai și să trimită subiecte Comisiei Centrale în funcție de calitatea propunerilor făcute. La mijlocul lunii mai vom primi lista cu Comisia Națională și revin, aceste subiecte în seara precedentă fiecarei probe vor fi traduse în limbile participanților de către profesorii care coordonează loturile respective.